Salut băieți și bine v-am găsit la un live. Din nou pe Last România. Mergeți la o ambulanță. Salut, Jir, salut. Aolo! Nouă tichete băgam, ieși. Cam apel. A venit. Așa. Whisky? Bună, Roxy, bună. Da, băi, spuneți. Salut, Whisky. Eu, Zirc. Deci fii atent aici. Băiatul ăsta... ăsta negru. Eu sunt live, știi? Ăsta cu sacul de șmiri vei vânti ca să nu mor. Să nu mă respawnez. Și ăsta în... cu costum. Da. Ăsta cu costum de aici. Ia, l-am luat de la bancă și i-am înseamnat armele, stația, casca și chipul. De și chip, ăsta sta, de, casca, stația. De chip nu trebuie să mai zici că oricum nu există chip. De ce? Stație, telefon și arme. Da. Și ăsta, și gen... Ascultă-mă, zic ceva? Ascultă-mă. Nu, taci un pic, lași pe să vorbească. Hai zi. Și după, ei zic un fel de roleplay, că i-am luat armele și eram în mașină când la șans, am deschis mașina și am zis, hai să le iau eu de pe banchet aici unde l-am aruncat. Și ăsta nu vrut să-mi dea armele și au venit unul pe la spate pe aici și că o pistol, că se dă, când e pe motor, am zis, ăsta, mâinile sus, el fuge după perete și scoate pistolul la mine. Și slide și pot dovedi de asta. De acolo, de aici, eu nu te-am auzit până acolo, mă crezi că nu te-am auzit la motor acolo? În primul rând, mă rog, când intrați pe server, dați și voi raza de acțiune vocală pe 32. Eu am 32 de... Bun. Și eu am pe 32. Și cum nu ai auzit? Că erai fix la... Olea, că la motor, acolo. Acolo la motor, eram, nu te-am auzit până acolo. Da? Hai că vedem pe live. Ce vrei, bă, să vezi că ei sunt live. Dacă vrei să vezi acum cine o greșește și cine nu, zic, te uiți la mine pe live. Stai puțin. Eu mi-a zis asta, bă, te-a răpit și mi-a zis asta, bă, m-a răpit cineva, că eu sunt cu el pe Discord acum. Așa. Mi-a zis că l-a răpit cineva și l-am întrebat, bă, ți-a luat casca să pot să vin? Și el a zis, nu mi-a luat. Frate, aia, stați, tu nu ai nicio cască în ureche. Tu n-ai nicio cască în ureche. A, o am în, să zicem, cu o am pe motor, n-a, o luăm. Ai pe dracu să o ia. Ai pe dracu să o bată. Dacă o iei roleplay... Păi nu-i fi, fă-i roleplay, mâncați-l cu data. Gata, băi, grăgea. El ce, le avea luate, da? Nu avea cum să te anunțe. Ce? Păi ăsta în primul rând pe are cască, ăsta nu are cască în ureche. Și Discord e o stație, motor, ca să știți, prin casă. Ce ai? Stai, stai, stai și un pic, Jirc. Zi-mă. Mai zi o dată. Păi ce ai zis când am auzit? Cum a comunicat el cu tine dacă i s-a luat toate? L-am întrebat, sunt căl pe Discord. Și l-am întrebat așa, bă, ți-a jefuit cineva și el a zis da. Păi și cum a vorbit, dacă... Păi da, și... Ascultă-mă. Bun. Și am întrebat, bă, ți-a luat stația telefonul ăsta? Și el mi-a zis, nu, nu mi l-a luat. Și am zis, bine, pot să vin. Frate, i le-a luat, auzi? Hai, băi, hai că nu stau la discuții, că sunt... Băi, nu stau la discuții, că sunt și live. Stația i-a luat-o, da? Și gata. Normal. Bă, lasă, continuați roleplay atunci. Gata, hai, pa. Și un live, frate. Bă, și nu ăsta la nu. Că veni și ăsta, sorry for me. Păi nu e vina lui dacă l-a mințit. Da. Și cât e pe la mă, 3? Dacă zi. 5, sunt boss. Ești boss? Da, hai te salut. Am avut 20 azi, hai. Da, cum să nu, Alex? Au, am căzut în cap. Ce să le faci, mă, frate, mă, dacă fac prostii de-astea? În loc stau să mă jur și eu liniștit, na, mai. Sete, bă! Am trecut. Iar am trecut. Uitam și pâine. Am de toate, mă, tot ce vrei, nemul.
Dar cum să nu? Normal că sunt, bă. Sunt RP. A, scuză-mă, te rog, iartă-mă. Hai că mă dau pe mut. Mersi, mersi, Jirc. Mersi mult. Bă, da, ce liniște în oraș, frate. Niciun apel, nimic. Trebuie pe roșu, mai ia poliția. Ia mea și noi polițiști. Un sergent și atât. Oh. Puțin, bă, frate, pe live, pe live, doamne, pe server. Dacă nu știu... A, am o idee ce facem. Ne băgăm polițiști? Să avem și ceva acțiune? Gata, mă, whisky. Vă whisky. Mersi, Jirc, mersi pentru a ride. Ah. Da. Da, boss, da, boss, da, boss. Stai că o sună cineva, ia. Pe joc, stai. Da, ăsta. Alo? Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, da? Domnul Cinezu vă deranjează, domnule Matei. Spuneți, domnul. Am stat de vorbă cu un angajat de-al dumneavoastră. Da. Ceva, a greșit costumul? În legătură cu... Nu. În legătură cu un ajutor, să spun așa. Și m-a trimis la dumneavoastră pentru că dânsul nu ar putea să mă ajute. În ceea ce am eu nevoie. Am putea să... Salut, Explorer. Da, să-mi spuneți... Da, dar să-mi spuneți dinainte cam ce doriți. Să știu să mă pregătesc. Este vorba de o afacere. Vreți costum? Sau ce? A, nu. Haideți să ne întâlnim și vorbim așa. Nu este nevoie de armament sau... Pe ce armament, domnul? Că domnul, a sunat la croitoria Los Santos. Croitorie? Da, domnul. Acel medic mi-a dat un număr de contact. Stai, mă, mai râde că te aud de ăsta. Păi, nu știu, domnul, ce ați făcut. Eu sunt de la croitoria Los Santos. Dacă vreți costume de pentru oameni decedați, că cu asta ne ocupăm. Suntem în afacere cu morga. Am înțeles. Da. Am înțeles. Bun, și așa e bine. Bun, ne putem întâlni totuși? Da, domnul, vă aștept la croitorie. Unde este aceasta? Îmi puteți spune și mie. Deschid acum telefonul să mă uit pe hartă. Păi, mai bine să spuneți unde sunteți, să vin să vă iau măsurile și vă sun când e gata costumul. În parcare la primăria veche, e bine? Sigur, domnul. Ne vedem acolo. În cât timp puteți ajunge? În 35 de secunde. Numărați. Am înțeles. Haideți că vă aștept acolo. Bine, domnul. La revedere. La revedere. Stai că, așa. Stai acum o să iau rost la măsuri, bă, vagabond. Bă, ce culoare se potrivește cu orange? La costum? Pula la... pula negru. Ups. Arată ca drept. Nu știu, ia vezi, gri. Stai că am o idee, mai planat. Bă, și mă gândeam, frate, să mă bag polițist. Facem ceva acțiune. Dar cam trebuie. E ceva acțiune, frumos. Hai să văd dacă vrea dânâi. Păi și cui de asta? Mersi, Lupișor, pentru subscribe. Zi, mă, cui lăsăm... Ia stai că a venit ăsta, ia stai că mă dau pe mut.
Bună ziua, domnul! Bună ziua, domnule Croitor, astfel. Da, da, da. Stați un pic, domnul, că nu vă aud. Mamă, ce pizze. Poate și vă docurile, domnule. Mersi, Alex, pentru subscribe. Deci nu e curent. Mai spuneți o dată, domnul, că nu am auzit. Am spus să vă scoateți docurile de vată din urecă, aici nu este curent. Aolo, stai că am uitat, da, da. Gata, domnul. Bine. O să fiu direct și o să trecem direct la afaceri, da? Sigur, spuneți. Arată o blană bombă. Asta am zis și eu. Să fac... să iau parte la o afacere. Da. Dar nu dispun de destul capital pentru aceasta. Acum. Păi să-mi spuneți ce afacere. Asta nu neapărat contează. Păi cum să-mi conteze? Nevoia pe care am eu. Ce nevoie? Spuneți. Dați un pic. Domnul, mai repede că suntem expuși aici, totuși, o parcă republică. Mai repede. Așa. Fiți direct. Hai să zicem că am nevoie. Mersi, Ștefan, mersi. Pe care o să mersi. În maxim 48 de ore. Da. Până de peste 100%. Ce sumă? Am zis în... Nu este o sumă foarte mare pentru acest oraș. Așa am înțeles că lumea are bani aici. Este vorba de suma de 300.000 de dolari. Am spus 48 de ore maxim, ceea ce poate să însemne că pot să-i returnez în câteva ore, pot să-i returnez mâine de dimineață. Depinde cât de repede merge afacerea. Mersi, băi, pentru raid. Mersi mult. Apreciez. O retur total de 600-700.000. Eu zic că e o afacere destul de bună. Am înțeles. Domnul, să-mi spuneți și mie cum vă numiți. Mă numesc Sile Chinezu. Da. Și faceți parte din vreo organizație în acest oraș? Nu, să zicem doar că sunt din umbră. Privesc, mă informez. Sunteți pe cont propriu sau lucrați pentru cineva? Am niște, nu lucrez pentru nimeni, am niște băieți care sunt cu mine, prieteni, atâta tot. Am băieții mei, de fapt, nu sunt din mafie, nu sunt nimic, sunt băieți care umblă cu mine. Momentan sunt plecați din oraș. Bun, domnul, vă aștept în 5 minute la spital să vă dau rețeta, da? Am înțeles, ne vedem acolo. Bine. Bă, stai așa, out of character, care spital? La cu H sau... Ăla de deasupra la secția de poliție. Unde e elicopterul? A, ăla cu elicopterul. Da, da. Ok, ok. Hai. Am intrat în afacere, măi băieți, mă. Cine este, cine urmărește și pe Last știe că eu sunt mână-mână cu mafia Balcan. Am niște oameni acolo. Se pare că lumea mă tot recomandă pentru fel și fel de afaceri. Gata, domnul vagabond. Ai rezolvat-o? Da. Am uitat scop banii. Gata-i, sărbănas. Îi dau banul ăla? Îi dau. Îi dai? Da, cum să dau? Eu n-am vrut să-i dau. Să se văd dacă m-am mințit cu numele. Nu, Sile Chinezu. Ok. Câți bani îți dă? 700 de ca? Nu poți să schimbi culorile la jachete. 600. Scoate 300. Să vedem. I-a zis că îmi dă 700. Salut. Salut, Babai, salut. Salut. Ce faci? Uite, am pus pica puțin, până acolo și-am venit. Foarte bine. Lui. Te fac afaceri. Da. Cu civil face la afaceri. Da, frate, de ce nu? Am alergat 5 ore să fac 200k, 250.000 de fapt, cu droguri. Și m-am dus la casino, am făcut 580.000. Și după aia am mărit miza pe 50.000 și m-am răcorit în 2 minute. M-am pierdut tot.
Dacă vă mănâncă, mă, ce să vă fac? Nu știu cum să zic eu cu aia, dar am scos 100 de mii din bancă să mă duc la păcănele. Aveam 1.200.000, 1.300.000 aproape. Și acum am 1.400.000. Eu am 2 milioane, dar... Eu 300 de mii. Sunt sărac. Mamă, cum mi-am făcut-o pe asta, dă-ți puțin pe la mine, whisky. Stai că nu pot, că l-aștept pe asta. Mă duc să mai scot mașini de acolo, din garaj, să mă duc să le tunez. Le schimb aspectul, că nu le mai fac nimic la motor, le las așa. Cred că da, Cosmin. În principiu, cred că da. Da? Bună ziua. Bună ziua. Cu ce vă ajută? Eu sunt. Vorbi cu mine mai devreme în parcare la primărie. Fost în primărie. Da. E dat de rețeta aia, am venit. Ah, bun. Veniți că am pregătit-o. Să-mi semnați și mie aici, da? Gata? Ați semnat? Vreau tot caracter. Nu știu ce morții mă seară, dar nu mă lasă să întind mâna în față. N-are, nu-i problemă. Lasă așa. Hai că am semnat, da, am semnat. Bun, domnul, vă așteptăm maxim 48 de ore la control, da? Sigur că da. E, domnul, la revedere. Vă mulțumesc frumos, domnule. Plăcere, domnule. Hai zi, băi, să mă fac polițist acum. Vreau să fac și un roleplay cu el și se scoate pușca și mă mai... Da. Ce e ai tu, 5-7-8? Da. Bate palma, boss. High five. Așa. Așa, fratelo. Hai, frate, mă fac polițist, facem ceva acțiune, da? Da, mă, că dacă nu plec, facem, dar stai așa. Bă, voi m-auziți pe mine, mă? Da, frate, te aud. M-auzi ok, nu? Da. Vai, domnul! Sunteți bine? Da. Am auzit că v-a lovit. Domnul, opriți-o! Nu-i dați amendă că v-a lovit. Aolo! Ba da, imediat să-ți... A, domnul, mi-am uitat la spital C4, domnul. Că vă așteptam eu, domnul. Vai! Ce polițiști corupți. Am urmărirea, doamne, urcă. Acum, domnul, stai, domnul. Hai, scam și o pistol. Fugi. Mergem în urmărire, băieți.
Domnul, unde mergeți? Domnul, mă auziți? Da, 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 stai. Unde ați luat permisul, domnul? Vai, domnul. Vai, domnul. Băieți, mă arăt rapid. Dar ce-am făcut, domnul? Aici, vezi că ți-am luat stația acum. Nu mai ești mai. Și ți-am luat și telefonul ăsta din buzunar, iPhone. Aură, domnul. Vezi că e scump, domnul. Măcar lasă-mi-l pe la buzunar. Domnul, te rog eu, domnul. Dar ce-am făcut? O să-mi spui ce-am făcut. Domnul, te rog eu, domnul. Ai făcut nimic rău. Păi și atunci? Vai, domnul. De ce faceți asta, domnul? Ce se întâmplă? Avem două variante. Le ascult. Ori te arăt. Ori. Bine, ai scăpat, hai urcă mai. Domnul, pot să te ard eu? Ia pune mâinile pe capotă. Pune mâinile pe capotă, hai te rog. Nu vrei să te ard? Așa, stai acolo. Stai acolo, așa. Ia-i, domnul, îți place? Dar stai, mă, dacă tot am dat benzină, mă, care se dau foc. Sper că n-ai pus și pe mașină, nu? Nu, nu, stai. E bine. Cum era? Ce e gay, bă, Gabi, bă? El e fetiță, mă. Dar se dă bărbat. Ce vreți să-mi faci? Domnul, să știți că am pistol la mine. Vrei să-l vezi, domnul? Ia uite-l. Doamne, polițist care fură mașini. Nu, nu, nu. Ei, am și-o dare. Ăsta? Bă, George, sincer nu cred. Mai corupt ca tine n-am văzut în viața mea. Artificii de ziua mea, nu? Că mâine ziua mea, domnul. Preferat. Vii, auzi? Vii la event mâine seara? Că da. Păi zi-mi sigur că trebuie să fac listă. Da, da, da. Păi nu pot să bag mașină. Păi nici nu trebuie. Bă, sigur vii, da? Nu mă încurci. Așa, bine. Rank school. Bă, poate îmi dai foc. Mersi, George. Mersi, domn. George, intri, frate? Da, bravo, boss. Ți-ai zis când ai foc? Hai, mă, să faci o polițist, să patrulăm până ieși, dacă ieși. Vrei? Stai un pic, să-mi dau grade.
Hai, vreau să mă schimb și eu. Da! Păi dacă nu mai joacă cuita ăla, frate, măcar pe ăsta să-l lase. Știi ce zic, nu? Ce să-l iau? Ia zi, boss, ce-mi iau? Dispecere aia. Nu o dispecere, bă, mi-au trupele speciale. Chiar, uite-te puțin cum e uniforma la dispecere. Asta e de dispecere? Da. Hai, dă-mi-o. Vezi că intru la tine pe stație. Ia să intru pe stație, bam, bam, bam. Așa, bro. Hai că sunt și eu live și vreau și eu să în acțiune. N-aș pe asta. Da, vreau, ți-a bus. Așa, frate. O să-mi iau arme, stai. Asta e că mă duc să-mi iau de la admin, să-mi iau aia șmecheră, carabina. Pe cine prins, bă, tu, George? Hai, te aștept. Să-mi iau și sticky bomb și carabina. Gata, frate. A, asta că mi-au și avea pe aici, nebun. A, bă. Așa. Vezi când date pe la tine. Ia uite-l pe ăsta, unde te duci, mă? Ui, nebunule. Ia uite-l, mă, tu. Hai, vedem că. Dumnezeu. Da, spune. Unde ești, frate? Uite aici, am găsit iubirea vieții mele, stai așa. Nu, ha. Vin în față la secție. Să mă vezi cum să abordezi o femeie partea întâi. Au. Ia. O vezi? Mhm. Bravo! Da, ești tu singur. Da, nu prea. Aici nu ți-ești. Deblochează pe gare. Stai, așa mi le dă închise pe unele băgații. Încerc. Stai, așteaptă. Stai, mă, așteaptă. De bune. Amor. Tot nu merge. Stai. Băgației. Insurgent 2. Ia vezi. Hai. Vreți să luăm mașini mai rapide de poliție? Să mergem cu asta. Mai pune bă muzică. Aha, ți-a văzut și la tine? Da. 2-1, mă claxonezi? Probleme? Mă claxonezi? Da. Păi de ce? Că așa trebuie. Am înțeles. Domnul, sunteți medic? Sunt supă la plic. Ah, am înțeles. Păi bine. Domnul Liniuță? Bineînțeles că nu. Ia trageți pe dreapta, domnul. Hai, trage pe dreapta. Ia coborâți pe mașină, vă rog. Domnul, de ce o luați înainte de pe banda de dreapta? Că vreau să merg înainte.
Păi și de ce nu v-ați încadrat corect? Hai Gabi, te aștept. Păi aveam viteză. Nu, nu aveați viteză. Ați plecat de pe loc. Nu, aveam viteză când m-am oprit acolo. Nu contează. Trebuie să vă încadrați corect. De data asta vă iert, da? Aveți grijă acum, vă înceți. Hai, colegul. Ce tare, bă, trupele speciale se ocupă de trafic. Ai, de capul meu. Mă, nimic acțiune, bă. Ia uite, a intrat și George. Super copoi, a? Ia, fii atent că vin bulangii pe mine. Ai auzit de noi? Vin doi prieteni, ai sperat că vin pe mine. Ia, ce frumos. Ia ți-am prins-o. Ce n-ai bine aia? Torță? Ce mă aia? Că nu dau seama. Torță, nu? Da, mă. De unde? De unde? Secret. A, bine, mă. Trebuie să fiu super copil ca să le asta. A, scuză-mă. Ia auzi, Gabi, să vezi ce te ard. Hai, Gabi. Dar măcar am dat și voi un jaf ceva, înțelegi? Să fie mai amuzant, că așa veniți pe noi. Zic că am luat locul pe sat, l-a tras cu șargă. Las că vor afla. Bă, George, vezi că ai datorie, bă, o stai ca la mine. Să nu uiți. Doi. Dă și mie Riva F7. Mor. Sau să luăm, frate, de alea mai rapide în caz de ceva. Luăm două. Ce zici? Funcționare. Stai să dau-te pe bagamont aici, a? Bam. Ușor, domnul. Ce urăsc chestia asta, se îmbăchează. Vezi, bă, pe unde mergi. Ia zi, ce luăm? Ferrari. Ferrari, hai, frate. Conduci tu? Nu, conduc, nu-i problemă.
Stai să mai scot încă una, că dacă e să rom pe cineva la vreun jaf, cumpăr o mașină, Ferrari, nu? 458, cred că asta e. Asta nu vreau. Oh, uite bani și laptop, tabletă. Uite, tu toți game. Ia, bere, bere. Ok. Două secunde, domnul. Mersi, Gabi, pentru subscribe, mersi mult. Mașina, ia-te, domnul. Păi cum să nu, domnul? Da, domnul. Avem din Germania, pe comandă. A, sigur e la mâna a doua. Da, are și kilometri. Dați înapoi, e pe GPL. Am un apel. Bine, domnul. Bă, da, mulți ne-au frate semaforul ăsta. Dar altul mai prinde pe ăla. Trage. Trage pe dreapta, oprește acum mașina. Oprește mașina. Am oprit-o, boss. Și cobor de mașină, hai. Cobor de mașină. Mâinile sus. Dar ce-am făcut, boss? De ce ai trecut pe roșu? Păi da, era verde când am activat pe o accelerația. Ce am cu ăsta azi? Vrei să te nenorocesc? Nu, domnul, gata, plec acum. Plec. Ia, boss. Da, da. Hai. Hai, acum pleci. Nu facem nimic, hai. Urcă mașină și pleacă. N-ai văzut niciun trecut pe roșu, clar? Da, domnul. Ce m-au prins jegurile? Vezi că știi. Dă-mi mâncațești gura ta. Mă scuzați, mă scuzați. Da, am schimbat mașina din greșeală. Deci un Volkswagen negru. Dă-mi tata, vină înapoi. Parcă era și asta cu roșu. Domnul. Da, domnul. Domnul, era cu un Golf aici pe pod. Eu mergeam mai încet. Mergeam mai încet cu Ferrari-ul meu. Că na, nu voiam să depășesc limita. Și s-a enervat, i-am zis să mă lase pe și a scos pistolul. Știu, domnul, știu, m-au amenințat și pe mine. Îl aștept pe un coleg să vină. Dacă nu rezolvați dumneavoastră, rezolv eu. Nu știu, domnul, îl aștept pe un coleg, fiindcă sunt patru și nu pot singur. Lăsați, mă ocup eu atunci. Aveți grijă, domnul. Mulțumesc de ajutor. Că nu e ok ce faceți, să nu aveți probleme cu poliția. Nu. Bine, domnul, cum credeți? Dumnezeu, mâncați aici gura ta vinul. Am probleme. Au, pardon. Plus ceapa ta. Colegu! Dori? Ce-am făcut? Mâncați aici gura ta. Păi veniți eu, 4 pe 1.
ia jos. Dar ce am făcut, șef? Hai jos. Fă-te de gură, George. Bă, dacă mă auzi, George. Hai, ți-am luat arme, ți-am luat toate. Te-am legat și la spate, hai mașina mea. Bine că m-ați legat la spate, domnul, chiar mă durea spatele. De ce mi-au făcut ăștia? Te încurajez. Grea, domnul, grea. De ce? Că așa e viața de polițai. Gății. Am înțeles. Vedeți, stau la roșu. Da, foarte bine, foarte bine. Sunteți un om de nota 10, ce pot să spun? Știți noua lege aia cu căsătoria între bărbați? Da, domn, o știu. Încă se botează, dar... Poți să te ardi un pic? Vreți să mă arde zonul? Da, da, da. Domne, nu prea aș vrea, domn. Vezi, eu stau la verde, nu stau la roșu. Mă, domnule, dar de ce m-ați luat? Ce v-am făcut? Nu-mi plac mascat. Păi, deci te uita la mine. Unde să te ardeu pe tine? Domnul, hai mă lăsa și pe mine, domnule, să... Am și eu ceva treabă. E bune, pierd așa timpul, hai vă rog. Am și eu treabă, pe bune acum, hai vă rog eu. George, te în gură. Azi, unde te duc? La secție, domnul, te rog eu. Stai să găsesc un loc mai discret, ți-ar puțin și pe aia pe cap, da? Domnul, cum să vă spun eu? S-au schimbat vremurile, nu se mai răpesc polițiștii, domnul. Eu nu te-am răpit. E, nu. Tu te știu ca un om normal, dai tu un jaf la bancă ceva, domnul. Faci un ban. Nu te deranjează nimeni. Eu nu vreau bani, eu vreau altceva. Îți aduc eu pe cineva, domnul. Opa, pe cine? Păi nu știu, pe cine doriți. Doar lăsați-mă, vă rog eu frumos. Uite cum facem. Ia zi. Pune checkpoint la poliție. Ne duc înapoi când e milă de tine. Hai, vă mulțumesc, sunteți un om. De nota 11, domnul. Da, până diseară, dacă nu-mi găsești pe cineva... Vă găsesc, domnul. Da, să fie în formă, ca tine, așa. Da, domnul. Domnul, cum vă numiți? Trebuie neapărat să zic, nu, nu, da. N-aș vrea să... Îmi păresc cunoscut, domnul, de-aia v-am întrebat. Nu cumva v-am dat eu vreo 100.000 de dolari împrumut? Acum ceva timp? 100.000? Da, domnul. Tu n-ați venit în oraș. Nu știu, nu prea știu însă număr. Nu știți, nu? Bine, domnul. Haideți, domnul, nu mă duceți. Stai un pic, stai un pic. Păi dacă la femei n-are cum, Gabi? Măcar la bărbați. Cobară-și-te un pic. Domnul, calmă violați, vă rog eu frumos. Nu te violezi, bine, mă. Mă, ce frumos ești, cu masca aia. Domnul, o întrebare, ia, veniți un pic, vă rog. Stai să mă uit mai de aproape la dumneavoastră. Domnul, dar de ce este machiat, domnul? Ați dat cu pudră de aia, dar cum s-o domnii pe obraj, domnul? Da, mă, da. Îmi îngrijesc fața. Păi v-ați machiat ca o femeie, domnule. Stai un pic în genunchi. Vreau să-ți arăt ceva. Stai un pic, domnule. Domnule, nu faceți rău, domnule. Stai gură. Stai așa. Domnule. Ce bine.
Hai, plec, gata. Puu, plecă. Hai, fost teribil. Oh, ce bine a fost. Domnul, nu vă sperați, dar vă ține cam puțin. Uite, domnul. Îl vrei pe ăsta negru? Uite pe ăsta, îl vrei? Pe ăsta. Ce e cu slăbătura asta? Domnul, pot să conduc eu mașina? Hai să o conduc eu. Domnul, vă bate! Am crezut că vă bate, domnul. Hai de sus. Hai, te las pe tine, scol. Sunteți un infractor? Cum se cade, domnul? E nota 10. Vai! Domnule, ce... e mașina mea. Se repara, domnul. Ia uite, luam și pe asta. Și asta e mașina mea, domnul. Puteți să o luați. Domnul, ia stați un pic, domnul, să vă arăt ceva. Stați un pic, domne. Ia mâinile sus, hai. Am uitat să vă... Mâinile sus, stai pe loc. Domnul, mă ajutați, domnul. Da, domne, hai, după el. Dar vedeți că mai sunt vreo 4. Umblăm împreună. De gâtul lui s-a dus rău, fiu. Oh! Mâinile sus, hai. Oh, hai să mă apără de PC. Domnul, era... nu e nimic, domnul, hai. Părea suspect. Fugit ăla, băgam ieși. Domnul! Auziți, domnul? Dacă îl vedeți pe ăla cu Volkswagen-ul, să mă anunțați. Eu am carnet. Păi... Domnule, n-am eu carnet, dar să mergeți așa pe trotuar. Păi domnul, sunt polițist, domnul, ia pe scurtătură. Am înțeles. Gabi, vezi că ce faci tu acum, se numește stream, noi. Da, mă rog. O, lăsăm așa. Ei, tu! Te-l găsesc eu pe ăla, frate. Dacă ai bărit, bă, fraiere. Unde îl găsesc? Uite pe domn bagabond.
Domn polițist care am vorbit la secție acum 20 de minute, aș vrea să vă spun că am făcut ceea ce v-am zis, m-am ocupat personal de acea persoană. Păi ce pot să spun? Mulțumesc. Dar trebuie să-l prind, bă. Să nu mai știu comenzile de la poliție. Aceeași problemă care au medici. Polis, check for arms, check for fiscal money. Am înțeles. Ce faceți, domnul? Îl urmăresc. Pe cine, domnul? Pe domnul în golf. Așa, domnul. Aveți idee pe unde e? Aveți idee pe unde e? Nu știu. Bine, domnule. Bă, ce lag am băgat, ți-ai picioarele. Mai de cap, mă. Fai avem în vieții. Ia! Core ești, mă, nebunule. Te s-a auzit, mă. Frate, problema e că nu mai știu cum era îmbrăcat. Poate omul schimbă mașina. Crash. Ah, nu. Bun. Ups. Unde ești, bă, Gabi? Fă apară că te uiți pe live. Știu, bă, dar nebunul se uită pe live, știi? Și nu-l dau de el în veci. Bă, bă, ce salariu mic au săraci ăștia de la poliție, bă. Unde ești, mă? Da, nu contează. Eu îl caut, da. Așa puteam să-l aștept direct la respawn, la spital. Dar mă prefac că nu știu nimic. Să vedem, poate-l găsim. Băgați ai! Deci înseamnă să nu mai joci ca polițist o vreme? Trage pe dreapta. Rămâi mașină, rămâi mașină, rămâi mașină. Mâinile sus, hai mâinile sus acum. Mâinile sus. Mâinile sus. A, păi o tare ți-va doua bine. De ce v-ați dat jos din mașină? Păi să vă spun că căutam pe domnul în golf. Nu vă mai mișcați așa că un... Stați cu mâinile sus, da? Rămâneți așa. Cați-vă mașina, poliție. Hai. Aoleu, bă, iar. Sta, frate, am uitat să-mi schimb iarbă.
Hardcare-urile. Ba, picioarele. Și mașina mea? Nu e problema mea. Am uitat și când apăs un buton, frate, se schimbă. L-am pus eu prost. Fiindcă când am început cu live-urile și cu astea, mușcam și CS inițial. Și nu m-am încurcat cu nimic, de aici pe... pe Five mă încurcă. Doamne, dacă vă dau ceva, mă lăsați. Taci din gură. Haideți, domne. Ia uitați-l pe ăsta, parchează ilegal, dați-l afară. Alo, alo, mă auzi? Da. Hai, ce parcare privată, mișcă-te, hai. Da, ce vorbești așa urât, domnule? Nu poți să-mi zici frumos. Hai, mișcă mașina, eu stau la discuții. Eu uite-l, mă. Hai, mă, repede. Mișcă-te. Marș, dă-te, naibii. De țigan borât. Ai văzut ce țigan era ăla? Are Audi al drept. Păi, țigan. Haideți, domnule, vreți să vă dau ceva? Hai, vină pe mine și mai taci. Domnule, nu vreau la părnaie. Vină cu a. Bă, tu n-auzi? Vreți să te iau pe sus? Hai. Facem și o glumiță, domnule, dar văd că sunteți prea serios. Vină mai repede. Și pregătește-ți gura, hai. Mă vedeți? Nu mă vedeți. Bă! Firea n-ai să fi. Pe aici, nu? Crezi că eu mă joc cu tine? Te ajut eu. Hai. Unde mă duceți? Bă, n-ai să taci. Au luat un birou? A, salut colegul, salut. Da, și că aici e cineva, să mergem undeva prin singuri. Haideți, domne. Ah, salut, colegul. Nu e bine nici aici. Băi, băi. Da, ce-am zis. Pun la poliție dacă îmi dați drum. Taci, n-auzi. 509. Care vrei? Nu, nu te bag la închisoare, doar vorbim, da? Vorbim, da? Atât. Așa, vorbim în stilul meu. Ia zi, mă, de ce nu ești cu minte, a? Pardon. Zi, mă. Ce-am făcut? Bă, mamă, te bat, nu? Bă! Ce are, mă? Bă, treci în celălalt, hai. Nu vreau. Nu vrei? Nu prea știu să bateți, domn polițist. Păi doar te amenți acum, bă. Nu știu? Bine, ia. Ce mă, nu mai merge să dau el? Ciudat. De ce dați, domnule? Da, bă, dar nu trebuia să fie și aici, că nu poți să mai faci roleplay. Am crezut că e doar afară. Da, dacă nu mai trebuie pe aici, nu știam că e. Vezi, mă, păi frumos. Ia pune-te tu în genunchi, hai, acum. Acum aici. Hai. Așa, hai, linge-te pe buze. Linge-te pe buze, da? Că ai buzele uscate, încât te văd. Hai. Stai să-mi dau pantonii jos, gata. Hai. Așa. Stai că vine. Așa. Poți să te ștergi pe ochi. Domn polițist, dați-mi drumul. Ești liber. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Eu plătesc vouă. Salut, Răbi, salut.
niciun polițist, mă, nu mai e. Ce mă, te linși pe buze? Ce cauți, mă, aici? Hai, afară. Apa și apă. Mișcă-te, bă, odată. Hai. Bă, nu te arunca, bă, nebunule. Mă arunc? Nu! Domnul. De ce să vă aruncați, domnul? Că sunteți un băiat bun. Pentru ce mi-ai făcut? Și vă pricepeți, domnul. Vă pricepeți. Nu trebuie. Puteți să faceți foarte mult bine în acest oraș. Vă promit eu că vă angajez la clubul de gay. Hai, domnul. Domne, eu vreau bani. Nu mai suport. Vreau să plătesc chiria. Păi îți găsesc un loc de muncă. Hai, coboară. Mi-ați lăsat mașina în mijlocul drumului, neîncuiată, nici nimic. Vă dau eu alta, domnul, haideți. Până nu văd, nu mă dau jos. Haideți, domnul. Domnul, eu am un apel, îmi pare rău, puteți să vă aruncați. Avem un apel. Iau tot ăsta, mă. Papu Langeule. Bună ziua, domnul. Ce s-a întâmplat? Bună ziua, domnul. Nu știu, domnul. Am ieșit în spital după ce l-am operat pe acel băiat și am dat să... Stai, o să le schimb acum. Ambulanța, știi? Da. Că nu mai e. Adică nu mai e. Deci? Am înțeles. Păi bine, domnul. Haideți că o să mă o să o caut, da? Prin oraș. La domnul? Sigur, dar că trebuie să apel și nu am mașină. Da, nice, să fac, domnul. Mă duc repede să caut, da? Bine, domnul. Căutăm. Sau, da, Leonardo. E vagabond. Și la propriu și la figurat. Dăm o ambulanță.
Salut, Dofer, salut! Bă, Robi, și eu aștept, dar din păcate sunt singurul polițist. Bine, eu de fapt, eu sunt lider la MS, la medici. Și era un polițist mai devreme și m-am făcut și eu ca să, na, să fim doi, să dea jafuri. Dar văd că a ieșit și el și na, m-a rămas singur. Că eu ți-am zis, eu sunt lider medici. Nu fac mafie, dar ce să fac, că sunt singur. Înțelegi? Și să mă duc să dau jafuri, sincer, nu prea îmi place. Salut, mare interlop, mersi mult pentru subscribe. Să mă fac hacker? Nu, prea am zice că știi bine ca medic, știi? Adică, na, am puțin bani, gândește că 300 de mii am dat unul împrumut în roleplay, trebuie să-mi dea în 48 de ore. I-am mai dat 1-200 de K din partea fondatorului, fiindcă i-a donat și nu i-am mai cerut banii fondatorului înapoi. Da. Și nu prea mă interesează banii, sincer să spun. Da, da, fair, o să mă uit, dar nu acum. Incredibil, ăsta sună la poliție. Ai de cap. Să vedem unde e. Domnul polițist, am rămas aici cu mașina asta în pană, am rămas fără benzină, cred. Domnul Iaric, ați puțin mâinile sus, hai. Hai, ce-am făcut, domnul? Hai, mâinile pe mașină acum. Îți iau stație... Hai. Stai să-ți iau telefonul din buzunar, da? Și casca. Ce faci, domnul? Domnul. Ia urcă-te tu frumos la mine mașină, hai. Nu acolo, domnul, dincolo. În parc am suspect. Asta e mașina ta, domnul? E mașina ta? Domnul, e alu unchiu. Alu unchiu, am înțeles. Ce ați făcut dumneavoastră mai devreme, domnul? Vreau să merg la benzinărie, domnul. Nu acum, domnul. Acum vreo, nu știu cum să vă spun, vreo un sfert de oră. Cum ai cu un sfert de oră, domnul? Nu știu. Nu știți, nu? Stați că aflăm imediat. Am fost la medic, domnul, că m-am lovit la cap. Stați că aflăm imediat. Haideți după mine, vă rog. Facem noi un control așa de rutină, nu? Da, domnul, da. Facem noi control de rutină. Da, frate, știu că e Gabi. Știu, aceeași mașină, aceleași haine. Cum să nu știu? Măcar de se schimba și el, știi, dar na. Ia să vă vezi că puțin, domnul. Poftim? Unde eram? Să vă verific. Ia uite, ce faceți cu pistolul ăla? Ce pistol, doi? A, e de jucărie. De jucărie, nu?
De ce? De ce? Domnul, credeți că nu vă recunosc? Cine se semăn eu? Cu cine? Mă luați la mișto, a? Vă avem, m-ați văzut pe YouTube, domnul, adevărat. Unde? YouTube, YouTube. De ce mai amenințam cu arma, a? Ia zi. Tu te joci cu cei de la trupele speciale? Ia zi, te joci cu ei, a? Te crezi șmecher? Doamne ferește, cum să fac așa ceva? Credeai că nu o să te prind, da? Orașul e mic, băi, băiatule. Dar ce-am făcut, domnul, să mă prindeți? Ce-ați făcut? Când am oprit pe la în trafic, și ai coborât și m-ai amenințat cu arma? Ai uitat, a? Ia zi. N-am făcut așa ceva, domnul. N-ai făcut. Crezi că nu te știu, a? Da, am 1 milion de abonați. N-aveați cum să nu mă știți. A, mai da mișto, nu? Ia! Să vină abonații tăi să te viziteze vinerea și sâmbăta de la ora 2 la 5 la aia mică, nu? Ia, hai! Ei, n-au domn să știe că nu poți să te spui tu. Hai, atunci rămâneți singur acolo, fără vizitatori. Ia, stai pe loc, te mai învârti așa, nebunule. E, nu-mi place, sigur, domnul. Stai acolo. Așa. Da, o lumează la cardurile lui mama. Hai după mine. Bă, nu o să te miști? Aolo, domn, nu. Hai acum. Mișcă-te să-ți dau două. Da. Hai să-l băgăm pe ăsta puțin. Închisoare. Cine v-a pus, domnul, să vă puneți cu trupele speciale, a? Ia zi. Hai, alege o celulă. Aia care pute mai puțin. Bine, intră în sa din stânga. Aoleu. Dați-o, bă, care pute. Asta, Dumnezeu, hai, nu mă lua la mișto, că stai mai mult, dacă mai mult la mișto. Hai, intră acolo. La pușcărie cu tine, normal. De ușa că intră curent aici și nu vreau să răcesc. Nu, po bă, Robi, să babă, că pe serverul ăsta este un script care nu te mai lasă, uite. Bine, mă rog, dacă era încă bine, nu puteam să dau în el. A pus în jurul secției safe zone, știi? Cu plăcere, Gabi. Îți dai seama că nu te băga mult, naibii. Dar armele nu puteam să ți le las. Așa, e safe zone aici la secție, știi? Și nu poți să dai. Ni să scot arma. Vezi, uite, nu poți folosi armele în safe zone și dacă vreau să dau un trunul, nu dă. Mie acum dă, fiindcă nu-i nimeni lângă mine. Păi unde ți-e golful, bă? N-ai bani să-ți bagi? Să bagi tu singur. Salut, Dorel, salut! Ia uite golful ăsta mic. Gabi, vezi că ți-l șterg, da? Îi dau o dv ca să poți să scoți altul. Haide, mă! Da, bă, se pe știu.
Păi cumpără-ți, frate. Trebuie GTA, 5M gratis. Gabi, da, faci calmea din droguri. Dar trebuie să afli locațiile. Eu te spun, nu ți le spun. Sau ți le spun dacă îmi dai... Bine, nu-ți cer bani, fiindcă le știu că sunt admin. A, le știi? Eu nu cred că le știi, că le-au schimbat, boss. Stai tu calm, că nu le știi. Spre aeroportul din Blaine. Vreau tot pe aici. O, bine, Andrei, bravo. Te aștept. Te aștept, frate. Ce lac să-mi bat picioarele. N-am bani și mă enervează, n-am bani și mă enervează. Muzica, bro. Să mă boostez? Stai, bă, liniștit. N-ai ce să mă boostez. Că dacă vreau să mă boostez, vorbesc cu vorbim. Mă bustează. Nu cu tine, de fiecare dată când am jucat cu tine, nu, n-a fost mare diferență între noi, boss, deci nu știu care pe care. Am trecut, mă, de ambulanța aia. Da, boss, tu joci, ce se, eu nu joc ca să pot să cresc. Băi, hacker, nu mă fac, că n-am de ce. Deci aeroportul din Blaine. Ok. Haide, mă. Cora a trecut, mă, așa. Nu mă fac că nu am de ce. Că eu sunt medic. De profesie. Acum am făcut polițist să fie ceva acțiune pe live. Lag. Băi, nu știu, poate îi jucăm, încă nu știu. Uite ambulanța, să-mi bag picioarele. Da, am luat și nu pot să o prind. Mamă, frate, ce lag am. Să prind noi farurile. Unde n-ai vrut să fi dus? Ce substanță ai, mă, nebunule? Nu s-o fi dus ambulanța. Bă, frate, că nu aveam lag, nu... Nu știu, frate, că joc. Nu vreau să zic că joc și după să nu mai intru. Da, boss, cred că știu la ce te referi.
Da, e frumos mirositoare, nu urât. Bine, dacă e la ce mă gândesc eu. Unde mă, frate, e ambulanța aia? Da, mă, știu, știu. Mă, ești nebun. Nu, bă, o caut, ești nebun, nu mă las. Băi, cine mai e pe live? Ia spuneți, băieți. Băgăm un CS sau rămânem pe 5M? Sau PUBG? Ce vreți să mai jucăm? Să-mi scrieți aici, pe chat. Aștept să-mi scrieți ce vreți să jucăm. CS. Bun, am înțeles. PUBG. Aștept să mai spuneți. Minecraft, nu joc, frate, Minecraft. Sincer, nu-l suport, nu-mi place de nicio culoare. Nu, Gabi, nu, nu. Te duci și-ți bagi. Da. Oprește mașina acum, oprește. Trage pe dreapta. Jos din mașină, mâinile sus, mâinile sus, hai. Mâinile sus. Mâinile sus. Aoleu, a mea se auze. Bă, voi nu dați mă cu mine pe tras, mă. Mă, băieți, mă. Domnul, mă auziți? Stați, domnul, să vă ajut, domnul. De ce vă dați, domnul, la mine? Ia spuneți-mi. Stați să vă iau pistolul, da? Gata, domnul, vi l-am luat. V-am luat și cască și tot. De ce trageți în mine? De ce, mame, scoateți pistolul? Păi și de ce veneați după mine? Fiindcă am primit o informație că cineva vrea să vândă o ambulanță. Aici prin zona. Păi și... da, ce nu păreți medic? Păi nu. Păi și de ce? Ia și un bani la negru, așa. Nu se poate, domnul. Mergeți și munciți. Ia spuneți, băieți, ce mai jucăm? În oraș ăsta, nu mai infractor. Deci un vot pentru CS, un vot pentru PUBG. Aștept să-mi spuneți. Poliția nu-și face treaba. Cum, domne? N-ați văzut ce bine a făcut treaba? Una, două, v-am prins, a scos pistolul, bam! V-am nenorocit. Vă puneți cu mine pe tras, domnul. Nici o șansă. Tarine, lasă-mă cu Minecraft-ul. Și pe patru eu aveam de Carpați. Nu contează, domnul. Nu scoateți arma la un polițist, că uitați ce se întâmplă. Ia uitați. Una, două, trei, patru găuri aveți. Ia uite, 5, 6. Hai cum să nu fie, domnul. Nu mor eu așa ușor. Doar mâine dimineața. Fără Minecraft. Băgăm ce se băieți? Domnul, hai, vă las. Dar nu vindeți, domnul, ambulanța asta, da? Bine, domnule, nu o vând.
Este sigur, domnul? Dacă îmi dați dumneavoastră bani să mă duc acasă la copiii mei cu... Domnul! Cu bani, nu mai zic. Domnul, dar de ce sunteți... ia stați. De ce sunteți machiat? Ca să nu mă recunoască lumea. A, am înțeles, domnul. Deci, până la urmă, ce ești când băieți? Când am înțeles. Ia zi tare, ne. Zi tu, ce ești când frate? 5M, PUBG sau CS? Alege. $2,000-3,000 pe mașinuța asta? Domnul, ia vedeți că am un buzunar vor pe la spate și poate vă las să vindeți ambulanță. Țigan fardat, să știi. Mai încet, domnul. Păi... N-am eu bani, domnul. Ei, atunci, haideți la secție. Sigur nu aveți? Păi tot ce am, domnul, la mine. Bine, domnul, hai. Dar să o vindeți așa mai, pe ocolite, da? Pistolul da. Rămâne la mine, să știți, da? Da. PUBG! Hai că ești când PUBG. Stai să-i dau rost la un cap. Unde e, mă? A și fugit. Oh. Băieți, mă o să-mi iau și eu ceva de băut, revin imediat. Așa. Ești la mine pe Discord? Bași PUBG și tu? Hai că te aștept. Băieți, nu uitați că am și server de Discord, dacă vreți să intrați acolo. Link-ul e în descriere. În caz că nu mergem, spuneți să vi-l trimit pe chat. Salut! Bă, băgăm și eu în CSMO, da? Nu știu, mă. Stai să dau mai încet când spargi capul. Vezi că te-a întrebat Polar cât suntem pe PUBG. Suntem doi, frate. Hai, vino și tu. Uite, e și Headcount Online, poate... Nu. Las, nu. Nu? Ce, ați divorțat? Nu, dar n-am chip de țiputere lui. Da, așa că mai am și eu să-mi instalez pe aici. Andrei, te aștept pe Discord, da? Știi cum e aici la mine, cum e cu mine. Am venit și eu de la o șlăguță. Am zis că bag și eu somn. N-am reușit să bag somn, dar am zis, hai mă, să intru la slăbănogul ăsta pe live. Marș, mă. Marș. Ai greșit camera, băiat. Ai greșit camera, băiatul meu. Cine? Tu ai greșit camera. Vlad, hai că mă întorc într-un minut, două, maxim. Ok? Bine. Hai că băgăm noi un meci. Cum ai pe PUBG? Cine, mă? Tu. Păi cum am pe PUBG? Numele. Păi mă vezi din Steam. Păi nu știu dacă mi-apar, că unii nu mi-apăreau înainte. Păi stai să intru în el. Hai să-l mut pe ăsta, că face gălăgie. Așa. Hai dacă domnul Tarin vrea să băgăm un PUBG, băgăm un PUBG. Ce ești, mă? Better sau mini? Ce-ți place ție? Hai mini, că e așa mai scurt. First person. Duo, până vine ăsta.
Stai că... Să-mi bă, pune de joc. Ce mă dai, mă, afară? Păi se auzea zgomot, frate, se aude zgomot de la tine. Și dacă erai AFK, știi? Am mutat. Nu eram, mă, vin niște oaspeți invitați, vine Băsescu la mine în casă, mă, ce știi tu? Ți-am zis că se auzea zgomot, mă. Știi eu, și mutam dreapul, toată masă. Nu era la nimic la fiecare parte. Da, hai, intrat și voi azi? Da, da, iubirea mea, acum ai dus, stai că eu trebuie să... Dă-mi voi, mai aveți, ți-apărat. Nu, pe nume apar, frate, ți-am zis, că e diferit. Cum că... o să n-apar? Zi, mă, cum ai numele pe PUBG? Cum l-am și pe Steam, frate. X și Polar cu... da să mari, nu? Mare și liniuță. Ce liniuță, mă? Jo, underline sau normală? Minus. Minus, nu? Așa. Că, uite, eu am alt nume, de exemplu, n-am ca pe Steam. Invite. Vlad? Da. Tu pe Facebook ai trust factorul ăla, sau nu mai știu cum se numea, ăla, să te loghezi primind și un cod pe SMS, pe numărul tău de telefon? Nu, când mă loghez normal, când ba parola, nu îmi trimite niciun SMS. Au fost parte serverele Facebook-ului și au fost parte 50 de milioane de conturi. Hai! Al meu a fost spart. Am schimbat parola și mi-am pus ăsta cu să primesc codul pe telefon. Și când am venit de la muncă să spun și telefonul să dacă mi-a dat iubita mesaj și am văzut că am primit codul ăla de pe Facebook. Și am zis, bă, dă-te dracu și parola asta mi-e spart-o. Da. Vezi că sunt dat dracu, băți, mamă, dar trebuie să închid geamul ăsta, că o să auzi. Nu știu, frate, nu-mi pasă, să-mi spargă contul ceva ce vrei. Hai. Mamă, stai să găsesc și eu. Să nu spargă, băi, lasă-i pe hacker, frate, să nu spargă gagicăta contul de Facebook. Că atunci e beleaua, nu dacă sparg hackerii. Nu, că asta, iubita avea Facebook-ul meu, că... știi că jucam Terra și aveam contul făcut. Ați nebuni, bă. Îi dai parola ta. Ha, frate, intri azi. Sunt intrat, mă. Păi nu apar, fratele meu. Vrei să dai eu invite? Dă, băi, frate, dă quit lobby. Ce quit lobby, mă, că nu sunt în niciun lobby. Dă, ia, gata, acum apare. Poate, bă, n-am făcut nimic, băi, o umblu un rucsac. Ia uite ce tare, stai să vezi că acum 3 zile am primit mail, că unul din China a încercat să intre pe mail-ul meu. Bine că am two factor authentication pe telefon. Și cu Facebook-ul, ți-am zis, jucam terapia și i-am dat cont odată să mă crească. Bă, stau, mă, mă doare în cur de film. Hei, tu era Trimen Squad, bă. Hai bine. Deși înainte să-i dau contul de Facebook, am citesc câteva conversații. Și dacă spargă ăștia tarine contul, ce să-ți facă? Hai. Ți-ai beleaua mare? A, ok, stai, nu da start. Hai, Tarine. Să-mi bagi tu, mă, dai tu ad friends. Beleaua mare dacă sparge gagică ta contul de Facebook, nu un hacker din China sau din Rusia. Atunci e beleaua mare. Depinde și ce faci. Dacă ești băiat cu minte la casa ta, nu e vorba că ești băiat cu minte, că unele fac gât și doar că vorbești cu cineva. Știi ce zic? Da. Bă, tu vii cu mine și cu George Duminica? Unde?
În Mulvitan se organizează un eveniment astăzi, rog, prezintă calculatoare, laptopuri. Oh. Vreți să fac in mare? Să văd acolo niște bombe. Băi, se pe știi ce mouse cred că-mi iau? FK2, frate. Nu știu. Să te uiți. Eu am vorbit cu George, mergem, că eu am de gând să-mi schimb laptopul. Nu, oh, merg. Cu ăsta lui Gabi cu 30 de milioane. Și mai pun 50 și îmi cumpăr al laptop. Să mă bagi la prieteni, o Tarine. Dar de ce să cumperi laptop când poți să iei calculator? Fiindcă el... El, da, e cu munca și are nevoie neapărat de laptop. Imaginează-ți că mi-am pus fibra optică în casa cu o lună jumate și eu acum am băgat parola de la Wi-Fi de când mi-au montat fibra optică. El lucrează la teatru, Andrei, știi, și e tot timpul plecat. Se joacă de pe laptop, în timpul liber, când e pe la muncă, pe astea. Îți dai seama că laptopul ăsta pe care l-am acum, dacă nu-l cumpăram, făceam super calculator. Preferam și eu chestia asta, dar dacă vin de două ori acasă pe săptămână... Păi și mai bine ți-l lași pe ăsta și ți-ai un calculator de 50 de milioane. Păi că are nevoie de bani, poate nu are bani și neapărat să vândă ăla, ca să aibă bani de calculator. Da. Pe asta e diferența, că ia 30 de milioane pe care îi recuperez de pe laptopul ăsta, îmi repar și mai. Ia, uite, bă, aveam și eu 10 pe live, acum că am intrat pe PUBG. 2, dintre care unul eu. Tarine, vezi ce mi-ai făcut? Trei care erau online la tine pe YouTube sunt acum în camera asta. Da. Dacă i-am dat ready. Haideți, băieții! Cu key guide. Cum? Îți dă informații, nu știu aici. Prone, autorun, egal. Ce treacă e ca la autorun? Nu te treacă. Ați click, mamă, unde îți trebuie să schimb. Da, boss, acum trebuie să schimb. Un văd din Teorogârla. Iar de aceea. Iar jucăm pe mapa asta de căcat, bă, râs bă cu mapa voastră. Dar mai jucat cu noi, dacă nu-ți place. Nu? Mamă, să vezi cât de greu să-mi fie acum. Știi ce am jucat în ultima vreme? PUBG Mobile. Bă, și eu până să-mi iau calculatorul moșcam ăla. Rupeam ești de bă. Îl joc că petrec mult timp pe la Gabi. Și lui nu-i merge pe laptop. Mă rog, el joacă de pe laptop. S-a spune și mie când pleacă... Ola. 8 secunde. Ok. Da, mă enervează să fac asta, mă. Ia, ăla nu dă-l de acum, mă. Ba, a făcut gadget că mi-au o plăcintă de mere. Băi, de fapt. A, unde ne aruncă băieți? Stai puțin. Șeful de trib zi. Acolo, da. Vă pun și eu acolo, 2 la 1. Haide, acolo. Păi nu știu, frate, hai să sărim unde. Hai, camp alfa, pe bătaie. Aolo, pe sar acolo pe stanitoare. Da, ce de fiu acolo. Nu au sărit mulți. La paradis aici. Unii cred că o să sară aici. Cred că vom fi singuri acolo, dar acolo nu o să vină aici. Mă, frate, tu știi ce am aflat eu recent acum pe, pe PUBG, mă? Nu trebuie să apăși shift, bă, ca să cobor în jos. Bă, e bine că ai aflat. Uite și tu, s-a făcut un kill, noi suntem live. Ești pară așa, n-am deschis. Efectul mă, salut George, activată! Sunt singuri? Nu. Ba da. A? E un rătăcit acolo în vârful dealului. Mai sunt câțiva prin față la fel rătăciți. Dar aparent suntem singuri pe aici. Thank you.
că n-am mai jucat să bag. Salut, Arine, salut! Bă, unul cu parașuta, trageți după el. Pălit? Dar ce ai, mă, cu omul, mă? Bă, bata, mamă, 20 de gloanțe am avut, nu l-am nimic niciodată. Dacă aveam și o armă mai... Dar n-am... Bă, dar un ghiozdan vreau și un frate. Bă, e bine să vrei, frate. Îți dau la schimb pentru noua ca 4 și ala. Rămânem 4. Ce e bun și ăla. Mă, mă, știu că era puțin de aia cu spui careva. Trăgeam după plunățile pe care nu le mai am. Sau... Motor. Bă, pe bine, jocul ăsta și mă te joc de mine, bă, nu știu. O să-l dau motor, bă. Nu mai. Oameni, ia vezi. Ia vezi. Te auzim pe tine, da? A, nu s-a oprit aici. Ok. Alex, vezi că am serverul de Discord în descriere. Ai luat tu de aici? Uite-i. Nu trage. Ha? Bă, ăștia sunt în față. Duc la casă, da, eu și eu măcar glanțe. S-a oprit? Nu merge, hai că o să-l pun în pot pe chat, da? Ați auzit, mă? Hmm? Două ghizonă level 2 acolo pe clădire. Ce-i asta, mă? Cum e că bun? Tu tragi? Da. Nu. Cum e că bun? E bună? E ok. Rucsac level 2 aici la mine. Aveți două pe clădire acolo, două level 2. Unde se ia cu mașina? S-a oprit sau a fugit? A fugit. Pe care clădire vă să? Aia, în fața mea, uite. Extended. Am văzut. Băi, vezi că nu e chiar așa bună. Hai că nu mi se pare ceva wow, cubu. Eu l-am arut după. E, da, într-adevăr e bună, dar mai bine joci cu un M4 sau cu un UMP pe auto. Părerea mea, eu așa joc. Înainte și cam mult cu cubu. Nu știu, fiecare cum... Vreau și eu un Red Dot, aveți? Nu, am singur holograf. Hai că merg eu la casa aia din spate. Ah, stai că... Da, stai că m-am încurcat, scuze. Da, le-am încurcat, da. Ba, aici a fost lutat. Da, hai să căutăm o mașină, nu? Dar Rine, spawnează și tu mașină, bro. Trebuie sau să mergem așa tip până în zonă. Oricum aici nu aveți speranță la nimic. Lucrat. Au fost aia cu mașina. Decât dacă găsiți ceva bun normal. Vine și gazul, băi. Au luat și gloanțele de la Tommy, de ăștia, bă. Vector aici, fără gloanțe. Nu am de gaz. Hai să mergem. Haideți că arde gazul de pe oameni. Vede când îți cumperi și eu pe ăla. Așa. Păi te terorizezi până cumperi. Ți-am promis asta și ție și lui George. Ce? Tu te-ai jucat scump? Nu te-ai jucat, da. Scump? Le-am dat refau, că nu mi-a plăcut. Păi, poate nici mie nu-mi place ăla. Tu și cu George m-a spus că bun, te-am pus. No, gata. Nu, jucul ăsta cu noi? Da, ia. Prost că l-am cumpărat primul. Uf, fac de nada.
A încep amenințările. Cumpără jocul acum sau vezi grenada sub tur. Check pe, dar e nevoie careva? Peste de 2, dacă vreți. Dacă mă omoară careva, să fiu un Kinder Bueno. Scop de 6. Dă-mi mie. Ia. Dă-mi mie că duc cu cube râu. Hai cu puiul. Acum vine puiul, Alex. Da. Suntem cam nașpa cu zona, știi? Bă, dacă nu găsim barca acolo... Mamă, cum e? Hai că suntem nașpa rău. Și cu medicalele am un pic, nu știu ce ai. Am vreo două. Boosteresh și un first. Deci e bine, stăm amândoi la fel de prost. Acolo n-are rostul, sunteți momentul acuic și nimic. Păi nu, acum trebuie să ajungem în zonă, dar n-ai de loot. Cred că stăm, cred că ok. Mai trebuie cum o găsim și noi. Da, Alex, îmi trebuie să-i dăm tare rău. Ai merit prost rău, pe zonă. A gândit. Mai mergem și în căsuțele alea, găsim ceva oare? Ia. Mamă, și dăm și de bootcamp, frate. Hai! Da, așteptați. Se aude, se aude. Împușcături? Ba. I-am năsurut cu mașina? Mașina și împușcături. Motor. Așteptați-vă să fie sclav de ăștia, așteptându-vă aici. Uite-l, uite-l. Bă, Patrick, vrea careva? Mamă, se dă purțit. S-a oprit. Unde sunt, mă, că eu sunt cam în mijloc pe aici. Îmi dați și mie ceva coordonate? Păi nu știu, că nu-i văd în momentul. Opa, voi ați tras? Da, trage tarin, dar nu știu unde. O să murim de la zonă. Dacă notăm cine mai repede, poate nu. A, dar ce vorbim de poate ești, mă? N-aveți... Parcă m-a, da, am găsit eu, da. Da, trebuie să veniți în partea asta aici, la mine, că nu... N-aveți cum să ajungeți pe punct acolo. Eu am găsit aici spațiu. Trebuie să-mi dau first kill. Mamă, bine că e barca pe partea asta alta, să-mi bag picioarele. Dar degeaba, mă, nu-i trebuie. O să dau first kill, da. Atenție la bootcamp. Ați ajuns pe pământ? Da. What the fuck, sunt încă în apă. Nu, bă, eu n-am speranțe. Am prins rău, frate, zona. Da, și noata asta. Bă, Andrei, hai să ai iau-o pe aici, prin dreapta la bootcamp. Mașină! Luăm mașina, nu? Că nu avem șanse. Bună, Elena, bună! Ce faci? Bună, Elena! Ce, bă? Te spun Simona. Nu include familie. Hai, conduceți. Mă, cum venim din toate porțile. Stați așa că m-ai rătăcit. Dă-i, Andrei. Nu, ce fai, mă, iau pe lângă. Iau pe drum. Dă-i direct. Da, hai că mă pot să dau drum. Dar intră, frate, în zonă. Că murim, dracu. Păi asta încerc, frate. Așa. Mergem și în următoarea? Dă-i. Scap.
pula cu tine. Mamă, da. Mamă, e cam pă, mai... Oprește. Da, să nu aveți speranțe la ce valută e dutat aici. Aolo, m-a spart. Mamă, n-am nimic. Da, frate, doamna, că dau. Singurile chestii pe care le-am zis câteva bani. Ne știu deja aici, mă. Opa, de la sud-vest. De la sud, pe acolo s-au zis câteva împușcături de-a departe. Hai că merg eu să fac o schemă. Băi, avansăm aici unde am pus eu? Ia spune-ți. Eu zic să mergem de aici. Nu știu, să găsim ceva mai bun. Că mie că suntem fix în mijloc. O să fim înconjurați la un moment dat. Poți să trag câteva glanțe? Nu. Vreau să spar roțile de la mașină. Am, cred că am văzut, a? No, ce prost. Că mi s-a părut că am văzut pe unul. Mergem pe pedes. Atenție în spate. Să uităm. Stai un pic în spate. Asta nu zic eu dacă încasez un glonț. Mamă, e prima oară când ține spate pe jucul ăsta. Eu zic să stăm pe aici, a? Atenție și la casele alea, da? Că e cineva în casa aia, mă. Crezi? Nu știu. Aveți grijă, să ne uităm și în spate. De unde am venit. Vreau să nu fie nimeni. Am intrat kamikaze. Da, da, a fost lutat. Că a fost lutat. Să fie pe aici, prin zona. ...250 în partea aia, nu-l văd. Da, da, da. Mă uit, dar nu văd pe nimeni. Se pare că a fost decât unul, la un mod ultim. Vrea ca te fac 4X? Da, eu. Da, eu. A, dă-i la Andrei, lasă. Ia-l tu. Lasă, poți să lași lângă mine? Se vede, te rog? 5 litri, da, da. Mersi. Și checkpad vrei? Da. Trebuie, te-am văzut astea. O, e 6X pe jos. A, checkpad, lol. Nu. Zice, am înțeles altceva. Da, a schimbat ținta la 4X. Văd, 290 lângă... Lângă zonă, da? Îi vedeți, da? E unul lângă piatră și copac și unul e mai în dreapta. Aha. Nu trage, nu. De ce? Mai văd unul la 300. Da, da, uite unul mai jos, dar nu trageți. Sunt departe, n-are rost. Cred că l-ați uitat pe unde vă. Stați mai ascunși un pic, da? Mamă, ce-am crezut că trage. Îi văd. Bă, am ținta pe cap. Nu trage, frate. Lasă-i. Că o să vină zona și după îi luăm. Atenție în jurul nostru, da? S-a tras în coa. Da? Da, s-a tras în coa. Bun. Eu îi văd pe aia. Sunt la 300 pe vârf. Se duc spre est. Așa. Și uite-i. Bun. Nu trageți ca să nu ne afle ăștia poziția. Că stăm bine, frate, vine și zona. Bine, nu trag. Nu, de altă parte. Trebuie să fie aproape de aici. Atenție, da? Tarine, atent. Tu ești Andrei ăla, da? Da. Bun, fii atent acolo. Dar nu pot să trag nici de acasă, presor.
Nu, frate, nu. N-are rost, oricum nu iei, n-o să-i nimerești. Ba, face pariu? Nu, frate, lasă-i. Să vine zona. Ieși. A, era polar, what the fuck. O iau, o iau spre est, da? Sunt la... spre est. Aproape. Bun, atenție. Ăștia sunt, cred că la casă, de unde am venit, nu? La 305 îi văd. Da, mai sunt unii aici, jos. Da, vezi că sunt aproape ăștia. Vezi? Cine e cu supresorul? Tu ești Andrei sau e altul? Nu, e altul, frate. Altul, bine, ai grijă. E în spatele nostru. Da, suntem înconjurați, aveți grijă. Momentan stăm bine. Îi văd în continuare la 310, avansează. Spre noi? Nu. Bun. Aveți grijă. Aia a fost foarte fapt. M-a spart, ajutor! Vezi după mine, repede, coaie, că l-a spart pe unul. Bă, vezi că eu rămân aici, că zona e în fața mea. Ăia s-au întors la 300, fugit, la piatra. Am fugit, ajutor. Ajutor, bă. Mai e unul care vine aproape, unul aproape. Morți. Hai să ne facem. Bravo. Este știu ce. Cam și un nevoie. Dar chiar. Ești medicat și. O iau rămas acolo, da, pe vârf, unde erau aia trei. Pe piatră, cred că nu m-au văzut. A, dar nu-i bine nici pe piatra asta. Promotoarea pe ea. Da, deci să-l ajut, frate, că s-au să ăștia doi după el. O iau, a coborât unul. Spre vest, da? De la 300 spre vest a coborât. Au coborât toți. Îl văd la copac la 285. Am înțeles. Unde? Nu știu, lângă noi. Bă, frate, trebuie să-mi spuneți, bă, că o voce spre zonă. Ți-am zis. Da. Fix ăla m-a luat Elena. Nu știu, mă așteptam că se întorc și tot lângă mine. Și să plecăm tot spre zonă și după ce m-am urmă, uitat pe hartă și am văzut unde eram. Da, na, așa e când nu comunici. Da, fătui, holy shit. Da, spartă la frate. Da, frate, n-am știu că... intrați în zonă la 100 metri de mine, știi? Păi da, tare gazul. E incredibil. Păi da, gazul, mă, trebuie să spuneți, mă, frate. Ne-au înconjurat, mă, prea iurea. Hai. Ce trebuie să faci, mă, dacă n-aveam nimic și eu pe mine? Da, oricum, am stat prost cu lucrul. Zona, da. Și cu zona. Bine, dar hai să zicem că după am recuperat. Dar ce da, puțin da, cu lucrul... Da, toate părțile, mă, n-avem. Și erau câteva grupuri care nu știau poziția. E grea minim. 4-4 ăsta. Adică e mai câte din că stai pe bătaie. Așa să stai, să dureze un meci o oră, n-are rost. Salut, Vlad. Vlad, Gabi. Salut. Uite, mă jucam PUBG. Cu Vlad. Ah, da. Bun, bine că mi-ai adus aminte. Imediat, acolo.
La fel, de la 11. Nu, n-am copii, am dat. Mâine fac 23 de ani. S-a rămâna, mulțumesc frumos. La nu știu, frate. Nu, no, Butchim, ce ai, mă? A, mă, dăm direct cu păi cu pe brațane. Nu, mă! Da. Haide-mă pe brațane, te vă rog eu. Hai, painan. Da, mortul, pe sau unde? Nu știu, mă. Bă, sunteți patru. Hai, mă, cam bravo, da, frate. Sau painan. Suntem, hai, cam bravo, acum am trecut de painan. Hai mai aici la paradis aici. Nu mă, lasă acum la camera acum. Bă, dar ce femei, bă. Hai că acum vende bătaia acum, că nu suntem singuri. Păi nu suntem, doi sunt în fața mea, am văzut. Ce-a zis, mă, headcraft? Nu știu. Headcraft. Mă, văd dușman. Și eu văd. Văd 3-4. Cea mai bună echipă să câștige. Mamă, sunt primul care mă arești nebun. Bă, azi picăm toți mai aproape ca să nu ne bată. Eu stai aici, la început, uite. Hai într-un colț, uite aici unde a picat ăsta, bate. Acolo, luăm zona asta și ăia sunt undeva în mijloc, unul e în mijloc, sus pe clădire. Îl văd deja, a luat ceva, o armă. Eu n-am luat nimic, ghinionul meu. A, mersi, pot să fac ceva cu ghesul ăsta, așa. Ce n-ai vin, mă? Lol. O să regret ce fac, dar n-am de ales. Iar mă, ce sus. Așa ghinion, bă, frate, bă. Îl văd pe unul la 160, s-a dus în partea dreaptă. Vedeți că nu stau la taclare, pe cine văd, am tras. Păi da, frate, ai fi. Acolo se și duce unul. Al meu are, ce are, uite, uzi. Îl mai văd pe unul la 130, est. Unde, de fapt, la mijloc era. Uite, îl văd, s-a dus în spate, a căzut. Bă, dau o armă, bă, să mor tot. Îl văd. Hei! Bă, ce prost, am tras în greșeală. Încați? Au! Unde e? Nu știu, dar să mă duci pe mine. Cea? Man down, man down. V-ați ascuns și voi? Sunt în cas. Adică vine o separatine. Du-te tu la Tarin, la Andrei. Pe mine măcar m-a avut de la distanță. Aolo, sunt doi care se duc acolo, mă, spre voi. Pe unde vine? Fix în fața lor. Ai și niște bandaje să dai? Nu. Cine asta? Tarine! Dă-ți revive, frate! Aici, în dreapta. M-a spart. Oh.
Galeaș. Ai ceva bandaj de geamă? N-am, frate. Vezi că e unul la geamă acolo, sus, în clădirea roșie. Bă, e unul în fața noastră, bă! Unde, frate? Unde? E în fața noastră, undeva pe lădă. Eu aud pașii, arunca he, m-a spart. Doam noi. Îl văd, vine ușor. În stânga, în stânga. M-a spart, bă, bă. Mamă. Da. Nu mă, dai că nu-mi place harta asta, mă. Nu, că nu mă joc. De ce? Da. De ce? O să intru mai încolo, nu? Te urăz, bă. Bun, haideți că eu am ieșit. Vă mulțumesc mult că a stat pe live. Și vă mai aștept și mâine. Cred că tot așa cam pe aceeași oră, pe la un 4. Și ne auzim cu bine. Vă pup, pa, pa.